În episodul de astăzi de Ratopia am vrut să-i câștig încrederea împăratului Nocivan. Eu zic să stați până la finalul episodului ca să aflați dacă am reușit. Hai să strângem la episodul ăsta peste 300 de like-uri pentru că știu că seria asta vă place la nebunie și dacă vreți să postez zilnic trebuie să strângem neapărat această sumă de like-uri. Eu nu vă mai rețin și să-i dăm drumul cu episodul. Am stat foarte bine și m-am gândit că ar trebui să câștig încrederea domnului împărat Nocivan. Chiar am avut ceva timp de gândire, fraților, și nu știu cum o să fac chestia asta. O să merg imediat la el și o să văd cum stă treaba. Ideea este că nici eu nu știu ce să fac. Nu știu dacă să fiu de partea lui Nocivanu sau să fiu de partea lui Sină. Sincer să fiu cu voi, aș avea nevoie și de părerea voastră. Nu știu de partea cui să fiu. Dar ce contează pe moment este să câștigăm încrederea domnului Nocivan. Și o să mai fac, fraților, să-i arăt și camera mea secretă unde mi-am ascuns toate diamantele și toți galbenii și tot ce am eu mai de preț, să zic așa, pe Ratopia. Deci avem, după cum puteți vedea aici, avem toate nebunelile astea. Și o să-i arăt domnului Nocivanu ca să-i zic, bă, eu sunt bun, sunt bun la suflet, e mai bine cu tine, ne descurcăm noi, fraților, ne descurcăm. Nu se pune problema de așa ceva. Până una alta, hai să iau și eu toate astea, pentru că pe episodul trecut n-am reușit să le mut, ca să-mi pun aici toate chesturile, să zică, bă, ia uite-mă unde m-a dus ase pădurarul. Mi-a arătat până și camera lui secretă, gen, adică, v-am spus, nu trebuie să știe nimeni despre camera asta secretă. Este un secret foarte, foarte bine pus la punct. Mamă, fraților, dar multe chesturi am să mă bată tata, deci chiar am foarte multe chesturi. Sper să nu mă vadă vecinii mei, că ăla sunt. Dacă m-au văzut vecinii mei, e cam GG, gen. Da, e ok, fraților, e ok. După cum puteți vedea, aici și avem chesturile și tot ce mai trebuie. Eu pot să deschid, poți deschizi chestul ăsta, regele, gen, regele pe bune, și o să-i câștig încrederea domnului Nocivan. Hai să mergem să vedem dacă el este la castel și să vedem ce avem de zis pe aici și ar trebui să fie, gen, că unde altundeva să fie. Bună ziua, domnul împărat! Bună ziua, domnul Ase, ce faceți? Foarte bine, eram și eu prin trecere și dacă tot eram prin trecere, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră de foarte mult timp. Ok, vă ascult, domnul Ase, sunt ochi urechi, da, discutăm aici sau mergem într-un loc mai retras, cum doriți? Am putea într-un loc mai retras, că nu știu dacă am încredere să ne audă cineva sau nu, că sunt niște chestii mai confidențiale, să zic așa. Deci sunt foarte, foarte importante, ok, păi atunci haideți cu mine. Unde mergeți pe aici? Mai bine. Știu eu un loc perfect pentru discuții mai secrete, așa. Uitați aici, ați fost vreodată? Nu știu, nu cred că am fost niciodată, sincer. Aici este turnul împăratului, practic doar eu am voie să intru aici, dar dacă sunt și eu, e ok să veniți și dumneavoastră. Da, cât timp nu sunt singur, mă gândesc că e ok. Bun. Frumos. Deci aici nu ne aude nimeni, suntem securizați tot ce doriți. Vă ascult. Ok, deci treaba stă în felul următor. Am stat zilele astea și m-am gândit că, na, cu dumneavoastră e mai bine ca împărat, vă zic sincer, adică, și, nu știu, satul e altfel. Aud de bine, domnul Ase, și dacă tot aud de bine, să știți că 63 de galbeni am dat fiecărui membru Ratopia, dumneavoastră încă nu v-am dat, așa că i-ați primit acum. Doamne ajută, fix ce spuneam, cum e satul cu dumneavoastră și cum a fost satul cu fostul împărat, adică, eu m-am și bătut în închisoare, cred că știți cum e. Da, păi da, dacă ne amintim, mai știți când am fost eu exilat și ne-am întâlnit acolo la casa pădurarului, că dumneavoastră cred că încă sunteți pădurar, nu? Da, încă sunt pădurar, eu mă ocup de tot ce ține de pădure în satul acesta. Păi ne-ați venit la ședință, de aia vă întrebam, că a fost un eveniment, o ședință și erați plecat să tăiați lemne, mă gândesc. Am fost să tai o grămadă de lemne pentru că am avut niște comenzi uriașe, nu știu ce se întâmplă cu lumea, comandă lemn în continuu de... Da, păi da, este mare nevoie, că vă dați seama, suntem în dezvoltare, în plină dezvoltare, da. Da, în fine, lăsând astea la o parte, nu știu, cu dumneavoastră e altfel, nu știu, sunteți cel mai bun împărat pe care l-ar putea avea Ratopia vreodată. Deci, altceva nu am de zis. Apreciez, domnoase, însă mă gândesc că și cereți ceva din moment ce veniți așa cu laudele astea. Păi, nu neapărat că cer ceva, dar uite, să fiu și eu mai aproape de dumneavoastră, vă pot ajuta la orice, sunt bun la absolut orice, deci credeți-mă, sunt bun la ce vreți, ce aveți... Aoleu! Să mă asigur că nu aveți niște gânduri nefaste, domnoase. Doamne ferește, sunt un simplu pădurar care vrea să vă ajute, gen. Glumeam doar, voiam să vă impresionez așa un pic, să vedeți ce s-a mai întâmplat în Ratopia între timp. Da, m-ați cam speriat, mă rog, în fine, trecem cu vederea, n-am văzut nimic.
Ok, deci să înțeleg că pe perioada în care domnul Sinner a condus împărăția, nu v-a simțit în siguranță, ați fost totuși băgat în închisoare, n-ați fost plătit pe cât trebuia și cu mine vă simțiți mult mai bine. Apreciez aceste cuvinte. Nici măcar n-am primit un ban de la domnul împărat Sinner, deci nici un ban, un galben n-am văzut. Ok, foarte urât din partea lui, n-am ce să spun. Și cu dumneavoastră e mult mai bine, nu știu, mă simt așa foarte în siguranță, adică ies pe străzi și seara, nu se întâmplă nimic, nu mor de foame, am mâncare, am un loc de muncă. Ați văzut, avem și șerifi, avem trei șerifi acum în Ratopia care sunt activi. Care stau și au grijă de tot, deci nu știu, n-am cuvinte să vă laud mai mult de atât. Apreciez mult de tot. Păi și ce v-ați gândit să faceți în continuare? Adică ați plecat în expediție, ați strâns probabil mii de buturugi de lemne, asta cu niște bănișori. Păi... Ce plănuiți pe mai departe? Deci, eu sunt la dispoziția dumneavoastră cu absolut orice. Dacă vreți, fie vorba între noi, nu ne aude nimeni, dacă vă enervează cineva, imediat am pus ăsta în mână și rezolvăm treaba. Deci sunteți dispus să vă riscați integritatea și... Absolut, adică să faceți orice pentru mine, absolut, practic. Orice. Am pentru înțeles. Că, na, ne-am cunoscut și înainte să fiți împărat, am văzut că sunteți un om cu un suflet bun. M-a și ajutat când a fost cazul atunci de... V-am spus să-l chemați pe Sinner la Iglu, exact, dacă mai știți. Exact. Adică... A fost și închiși în celule amândoi. Împărțim niște lucruri până la urma urmei, niște evenimente împreună. Da, și meritați mult mai mult pentru că... V-am spus, satul, efectiv, e amflorit. Nu știu, e altceva. Fiți atent, domnul Oase, fiți atent, că m-am gândit foarte bine. Acum, dacă doriți să am încredere în dumneavoastră, am câteva lucruri pe care vi le pot cere la început și vă promit, dacă o să le duceți la bun sfârșit, putem colabora și înseamnă că pot avea încredere în dumneavoastră și avem amândoi de câștigat. Absolut orice. Deci, bun, haideți să ne gândim așa. Dumneavoastră știți destul de multe despre Sinner, știți că a fost exilat, ați petrecut ceva timp cu Sinner înainte, adică erați prieteni până să vă închidă. Da, și până deci să facă abuz. Deci bănuiesc că aveți niște informații despre el. Da, am informații pe care le-am luat nu de la el, pentru că n-avea cea mai mare încredere în mine, dar le-am luat de la fostul meu vecin, Robic. Deci fostul okay, meu vecin... E lipsește, în momentul ăsta nu mai locuiește în Ratopia, am este observat. Dat dispărut și a luat casa în cârcă și a plecat undeva, dar nu știu unde. Am observat că pe lângă domnul fost împărat Sinner, lipsesc mai mulți oameni. Da, lipsește Sinner, lipsește Robică, de ceva timp nu l-am mai văzut pe domnul Șoc, pe domnul Cuza, pe Oana... Nu știu dacă mai sunt, dar destul de mulți au lipsit și în scurt timp, dacă nu o să revină în Ratopia, cine știe pe unde sunt, n-au anunțat pe nimeni, le demolăm frumos casele și când vor veni, dacă se vor mai întoarce, trebuie să aflăm unde au dispărut. Da, e ciudat, adică una e să plece un om, alta e să plece mai mulți și vă mai zic încă ceva de domnul Sinner după ce îmi spuneți ce aveți de spus. Voiam să vă dau așa o informație pe care am văzut-o recent, pe care am aflat-o recent, că... Ghiciți ce, acum vreo 3-4 zile m-am okay. întâlnit cu doamna Oana. Era foarte speriată și a venit în grabă la ea acasă. Stați un pic, acum cât timp? 3-4 zile, ceva de genul acesta. Ok, eu n-am mai văzut-o pe Oana de o săptămână, două. Asta înseamnă că probabil dumneavoastră ați prins-o când ce făcea? Era foarte grăbită și i-am zis: Oana, ce faci? Era slăbită, gen nu mai avea nimic. Și a zis că a venit până acasă și a ceva și după aceea se duce înapoi la treabă. Ce înseamnă treaba, nu știu. Ok, e foarte dubios. Gândiți-vă, Oana, fiind șerif în orașul ăsta, a plecat, nu și-a mai îndeplinit atribuțiile de șerif. Pur și simplu, ceva ciudat se întâmplă aici. Probabil împreună nu le convine cum conduc eu împărăția sau sunt obligați să plece, nu știu, nu înțeleg. Însă, ce vă pot spune este că domnul Sinner a fost văzut de către mine și de către alții, chiar invizibil, știți că există șarfa aceea de invizibilitate. Da. L-am prins eu acasă la el, nu știu dacă știți, a fost plecat. Casa lui, după o săptămână de inactivitate, nimeni n-a îngrijit-o. A fost plină de pânză de paianjeni, a fost practic neîntreținută. Și după săptămâna respectivă, l-am găsit pe domnul Sinner în timp ce cotrobăia prin toate chesturile lui și își distrugea propria casă. Își distrugea propria... Ok. Deci foarte ciudat. Totodată avea și o coroană pe cap. Wait.
Dar nu coroana asta, nu? Nu coroana asta, eram eu cu coroana pe cap, lângă domnul Sinner cu coroana pe cap. What? Deci ceea ce bănuiesc eu este... Nici n-are sens să zic, pentru că ar fi destul de periculos dacă s-ar întâmpla așa, dar... Ți-am oferit toate informațiile acestea, o să mergem și la casa domnului Sinner să-ți explic în amănunt ce s-a întâmplat acolo. Ce vreau eu? Vreau să afli de ce și unde au dispărut membrii Ratopia, de la Șoculeț, la domnul Cuza, la domnul Robert Raton, Oana Joacă și așa mai departe. Mai sunt câțiva, îi știți și dumneavoastră? Da, am văzut, care na, au și ei pânză de peianjen prin casă, că m-am plimbat puțin prin sat să văd ce se întâmplă. Pentru o perioadă de timp am crezut că și dumneavoastră ați plecat și că împreună cu ei aveți ceva planuri secrete. Nu, eu pur și simplu am avut treabă și a trebuit să merg mii de blocuri distanță ca să găsesc niște lemn, pentru că v-am spus, au fost doar comenzi speciale și a fost o drumeție, am dormit pe unde am apucat, mă rog. Ok, deci am încredere în dumneavoastră, totuși pentru a avea încredere să deveniți un fel de mâna mea dreaptă, să zic așa, sau omul meu de încredere, trebuie să treceți câțiva pași. Primul pas ar fi să aflați cât mai multe despre domnul Sinner și despre cei care lipsesc. Totodată vreau să vă mai spun faptul că împărăția este extrem de puternică în momentul ăsta. Dacă observați, eu am o grămadă de puteri, doar uitați-vă la mine. Wow. Până și respirația dragonului, o am, am citit în cărți despre ea. Avem un magician foarte puternic în Ratopia, care m-a învățat tot ce știe. Spre exemplu, uite, suntem la luptă, dorim să ne protejăm. What? Aici este un cerc în care și eu și dumneavoastră primim viață. Uitați-vă, vă dau hituri. Da, și nu se întâmplă nimic. Și vi se încarcă viața. Ok, acum nu se mai încarcă. Da, deci voiam să vă spun că suntem extrem de puternici. Totodată avem și o alianță, deși nu mai este chiar în momentul ăsta alianță, dar avem alături de noi un nou regat. Nu știu dacă știți despre el. Nu, chiar despre nou regat nu știu. Bun, haideți să atunci să ne plimbăm și vă mai arăt diverse lucruri să vă pun în temă. Iar de acum dacă mai plecați, să anunțați, vă rog frumos, că este destul de periculos. Da, când am plecat am lăsat o scrisoare acasă, dar nu știu dacă s-a uitat cineva. Cred că ar fi mai înțelept să o lăsați undeva, lângă tron, ca să, că eu nu intru în casa dumneavoastră, să verific. Sau la poliție să spuneți cuiva de încredere. Da, ok. Bine. Cred că sunteți singura persoană în momentul de față în care am și eu încredere. În poliție puteți avea, adică în domnul Mateescu, în domnul Alex Constructorul, poate nici nu știți de existența lui, a venit de curând în Ratopia, cât ați lipsit dumneavoastră. Ba, știu că este vecinul. Dar cum în domnul Mateescu? Stați puțin, domnul împărat. Domnul Mateescu, e de încredere totală. Spuneți da, de ce, da, de ce n-aveți da, încredere? Da, după ce a primit mită de la mine acum două zile, este de încredere totală. E, acum și el, bine că mi-ai spus, o să am eu grijă de chestia asta, dar să nu uităm, nu știu dacă ați participat la vot. Nici la vot n-am fost, am fost plecat. Păi domnul Mateescu a venit și ghiciți ce, ultimul vot l-a dat el pentru mine, să devin eu împărat. Da, după ce domnul Sinner a fost împărat, i-a băgat doar galben în buzunar și l-a făcut om. E, într-adevăr, aveți... acum cu corupția asta, domnul Mateescu, trebuie să fiu atent, dar da, și datorită lui... Ok, vă mulțumesc pentru informație. Bun, pe lângă asta mai vreau încă ceva, după ce, ca să nu ne audă nimeni aici, după ce vă arăt eu niște chestii, trebuie să-mi arătați un mare secret pe care nu-l știe absolut nimeni decât eu îl voi ști, pentru a fi sigur că aveți încredere în mine, că altfel... Na. Dacă tot trecem pe aici, domnule împărat, am atât de mare încredere în dumneavoastră și o să vă arăt chiar acum că, uitați, casa mea este fix acolo și am mare încredere să vă arăt cel mai mare secret al meu de pe Ratopia. Ok, adică, dacă află cineva... Hai să vorbim totuși mai în șoaptă, așa că suntem aproape de... E ca și cum mi-aș pierde tot, nu mai am nimic. Ok, eu vă promit că rămâne doar între noi, eu nu o să merg în locul acela sau nu o să abuzez de locul acela, doar să știu că... Am o informație despre dumneavoastră în cazul în care mă trădați. Asta schimb de informații. Veniți. Categoric. Să ne uităm, să nu ne vadă nimeni aici. Stați aici. Aici stați. Ok. What? Oh my god. Puteți să veniți după mine. Pe aici avem ieșire. Ok, deci se poate intra și din casă. Am și înțeles. Vă rog frumos să vedeți doar aici, în acest backpack, ce se află. O să vedem noi. Mamă, bogăție! Antidot!
Ok, n-am văzut în viața mea așa ceva. Da, sunt sunt mai multe chestii aici, știți? Artefactul ăsta nu l-am văzut în viața mea. Deci măcar nu știam că există. Interesant. Deci aici e destul de greu camera dumneavoastră asta. Cu toată avuția dumneavoastră, să înțeleg. Da, și cu câinele meu pe care l-am de la început. Bun, deci eu cred că aș putea avea încredere în dumneavoastră. Cine până la urma urmei își arată ascunzișurile cu toată averea lui. Bun, pe atunci haideți să vă arăt și eu. Nu, pe aici. Te-mi ieși frumos. Hop. Da, domnul Oase, vă mulțumesc pentru cafeluță. Haideți să vedem. Da, sper că v-a plăcut cafeluța. N-am pus prea mult zahăr. Adică... No, 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 e, a fost perfectă. Deci uite, aici Robert Raton, vezi, nu mai are nimic, are doar... E bun, vorba între noi, am și tras eu pe dreapta niște itemele. Rămâne între noi, da. E, treaba ta până la urma urmei, deși nu cred că ar trebui să-mi zici mie asta, dar păi, să zici. Am încredere în dumneavoastră. Ha, încredere? Dar nici nu sunt de acord să se fure de rin. Da, da, trecem peste. A bătut vântul. Domnul pădurar, după cum puteți observa, casa aceasta este abandonată. Puteți lua tot lemnul și să-l reciclați, de asta v-am adus aici. Haideți aici înăuntru să nu părem cei mai dubioși. Bun. Deci domnul Sinner, împăratul, fost împărat, era aici. Eu eram după gard invizibil. Otrobăia el prin toate chesturile astea. A început să spargă peste tot pe aici, că vedeți că sunt numai chestii sparte. Nu știu, cred că voia să-și distrugă casa, dar l-am prins eu. Avea coroana pe cap, a fugit pe aici și s-a dus exact în direcția aceasta. Ok, deci de unde-i semnul Ratopia a fugit în partea asta. Da. Deci dacă vă ajută ca locație, ca și direcție. Și a mai fugit și la casa dumneavoastră. Asta mi s-a părut un pic suspect. La casa din pădure. La casa pădurarului, what? Deci prima oară a venit aici, la casa pădurarului, s-a închis aici, s-a baricadat. Nu știu dacă a luat ceva de plină untru sau nu. Nu, că nu prea țin nimic aici, că v-am spus, se... Am fost și furat de vreo 2-3 ori, știți că și calul mi l-am pierdut, adică... Da, el fugea de mine, teoretic, și cumva a găsit prima casă în drum și a intrat aici. După care am schimbat câteva vorbe cu el și a fugit în direcția aceasta, practic tot în aceeași direcție, dacă ne uităm. Mi se pare super dubios. De ce ai venit înapoi în satul unde ai fost împărat să-ți distrugi casa și... What? N-are sens. Și de ce ai avea o coroană pe cap? Asta e cea mai mare întrebare. Ok, da, nu vreau să zic ce gândesc eu în momentul de față. Și eu mă gândesc probabil la același lucru, dar hai să nu ne speriem, pentru că oricum, dacă o fi să fie ceea ce credem amândoi, noi ne descurcăm. Hai să-ți și arăt de ce. Avem plan... Oh, domnul împărat? Aici sunt. Aoleu, ce m-am speriat. Deci de asta zic, puterile sunt nebănuite, așa că... Da. M-ați speriat, n-am știut ce s-a întâmplat. Oleu! Sunt chiar lângă dumneavoastră. Ok. Această putere mă face invizibil și mă și teleportează în față. Mamă, vreau și eu să discut cu magicianul ăsta zilele astea. Nu prea o să puteți momentan, pentru că dacă doriți să vorbiți cu magicianul, trebuie să vorbiți cu mine prima dată, însă se poate rezolva. Ideea este că, într-un fel, ar trebui și să fim pregătiți de orice. Suntem pregătiți, credeți-mă. Aș vrea să vă zic ceva, dar încă nu am suficientă încredere. V-am zis, trebuie să-mi aduceți niște dovezi. Ok, mi-ați arătat camera, să zicem că am niște încredere în dumneavoastră. Dați-mi și mie niște pâini, vă rog, că nicio problemă. Apare nu mai am mâncare. Mulțumesc. Da, deci după cum ziceam, copacii ăștia care plutesc ar trebui tăiați, domnul pădurar. O să-i tai și o să trebuiască, na, eu, înțelegerea mea cu fost împărat era să amendez oamenii care lasă copaci care zboară. Da, categoric, puteți în continuare să-i amendați dacă îi prindeți și mai am niște copaci în direcția aceasta, să-i vedeți și pe ei. Hai că mai am copaci dacă e... Am văzut și că ați făcut zidul ăsta, deci asta iară... Da, zidul între timp am dărâmat puțin din el ca să-l refac, n-am mai avut timp de el, dar îl vom reface în totalitate. Bun, ce voiam să vă mai arăt așa pe final și după vă las să vă începeți expediția de detectiv, da. Să aflați informații și să veniți cu ele. Uitați-vă ce e în față. What? E un castel. Acest castel este castelul regatului animalelor. În acest regat, practic, este un regat lângă împărăția noastră.
În acest regat, un tigru împreună cu un urs koala, de fapt un băiat îmbrăcat în urs koala și o gorilă plus un tututete. Gorilă? What? Și un tututete. Și un da, okay. Este o specie extrem de rară, probabil o să aveți ocazia să-l vedeți. O să știți că este tututete, credeți-mă. Adică dacă vedeți pe cineva super dubios, e tututete. Am înțeles, deci o să-mi dau seama ce faci tu aici? Salut. Să trăiți, domnul gorilă. Da, deci domnul gorilă. Să trăiți. Domnul gorilă, domnul Asemădălin. Asemădălin este pădurarul Ratopiei. Domnul gorilă este membru al regatului. Ce șează tututete? Oase și eu îi explicam despre locatarii acestui regat. Vrei să-l aduc? Da, dacă puteți să facă bine, și iasă imediat cunoștință cu tututete. Deci chiar sunt curios. O să vă speriați, domnul Oase. Dar da, ei momentan au încălcat niște reguli. Ideea e că noi aveam o alianță și au început să fure de prin Ratopia. Momentan îi acceptăm pe aici. Suntem mult mai puternici decât ei și... Până vine tututete. Da. Sunt de încredere? O să am încredere în ei sau ceva? Da, sunt de încredere, doar că au ei piticilor așa pe creier. Da, asta e, ne descurcăm cu ei momentan. Sunt de încredere oricum. Ah, ok, atât am vrut să știu. De asta am vrut să-i lăsăm prin preajmă, dar se comportă ca niște animale, adică da, nu sunt prea raționali ei. Ei momentan mă gândesc că... Salut! Tututete, hai să-ți arăt! Bună ziua! Da, el este tututete. Bună tia, ce cautat aici la mușcă? Domnul tututete, nu mușcă, domnul tututete, faceți cunoștință cu domnul Asemădălin, pădurarul Ratopiei. Am venit să-i arăt și lui regatul dumneavoastră. Încântat, cu gânduri pașnice, nu? Pașnici, pașnici. Pașnici, pașnici suntem, da. A, de tututete pădulală, da, 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 tai copaci. Tai copaci, mulți copaci, mulți. Mult. Ok, dar noi avem de mult lemn, lemn. Păi, da. Puteți cumpăra de la domnul pădurar dacă doriți. Câte te poate un gal foarte, foarte, foarte mare în dulum, legatul din nord, down, did. Ah, ok. Am înțeles, da, păi o să vină domnul pădurar în viitor să discute cu dumneavoastră. Acum voi vedeți. Mă găsiți shop-ul meu acolo. N-au voie în Ratopia, domnul pădurar. Veniți dumneavoastră să mai discutați cu ei eventual în viitor. Da. Da, am înțeles. Da, o seară incredibilă, domnul gorilă și domnul tututete. O să-i transmiteți domnului rege să aibă mare grijă. Ce faci, nebunule, tututete? Uite-te ce plăteam învățat să fac. Am și de asta, băi. Băi, ce se întâmplă, bă? Bun, deci deveniți și voi puternici. Să aveți mare grijă cu puterile astea, să nu le îndreptați asupra ratopienilor. Uite-te, drăguțul. Da, exact. Sunt drăguț, tutete? Da, sunt. Ce se întâmplă? Am și eu, tutete. Nu sunt. Da, de te, eu nu i-am putut. Păi nici eu nu i-am pus. Nu te-am împărat. Păi e pus pe mine. Din greșeală, na, ce să, bine, hai, vă lăsăm, o seară incredibilă. O seară în continuare. Hai că pornesc războaie pe aici și nu le vrem acum. Deci să înțeleg că ei n-au voie în Ratopia. Nu, pentru că ghișea, a venit regele lor împreună cu unul dintre ei, cred că cu băiatul Koala, și au furat tronul și de la fiecare au furat câte ceva. Au lăsat în același timp diamante în schimbul lucrurilor, căci că așa făceau ei în regatul animalelor. Că ei erau vreo 3000, nu știu unde, că nu știu, multe povești. Ok, deci acolo mi-a dispărut și calul, să înțeleg că... E foarte posibil, dar vă promit eu că au plătit pentru tot ce au făcut. Da, eu chiar am găsit niște diamante într-un chest și nu știam ce cu ele. Credeam că sunt de la dumneavoastră, că sunteți cel mai bun împărat, gen. Nu erau de la mine. Scria cumva că dar din dar se face rai? Nu scria nimic, sincer. Deci probabil nu erau de la ei, în fine... Da, păi atunci, domnul Oase, ce să zic, vă doresc o seară mirobolantă, să aveți grijă și când este să avem ce discuta, știți unde mă găsiți, ori acasă, da, ori la castel. Vă promit că o să-l găsesc pe Sină și o să vi-l aduc în braț. Perfect, sau și informații, momentan hai să-mi aduci doar informații. Și informații și tot ce mai trebuie. O singură întrebare mai am înainte să plecați. Vă descurcați să fiți ca un adevărat ninja, adică să fiți nevăzut? Puteți să-mi spuneți nemaivăzutul Ase.
nemai văzut. Ok, bine, păi haideți să vedem. Mai voia să ziceți ceva? Nu, vreau doar, adică nici nu vreau să vă promit. O să vedeți când o să vin la dumneavoastră cu toate detaliile pe care le-am aflat și credeți-mă, nu o să rămân treaba asta așa, pentru că nu mi se pare deloc ok ce s-a întâmplat. Mai ales că mi-ați povestit faza cu casa. Se pare insane. Da, într-adevăr, este. Aveți toate informațiile pe care le dețin și eu în momentul acesta, așa că fapte nu vorbe, să vedem, domnul Asei, și o să colaborăm foarte bine. Sigur, perfect. Și aveți grijă de dumneavoastră, domnul împărat, dacă e ceva, v-am spus, eu pot să fac și chestii mai... Da, știu că momentan dacă o să veniți cu informațiile, măcar despre oameni, dacă poți chiar și despre fostul împărat, despre oamenii care lipsesc, bineînțeles. Sigur. Bun, ne auzim. O seară în continuare, domnule. O seară mirobolantă și mulțumesc încă o dată pentru galbeni. Cum ar veni, toate cele bune. Ne vedem, pa, pa. Șpa-șpa era, domnul Ase, dar... Șpa-șpa, așa, da. Da, mă, fraților, deci i-am câștigat încrederea nocivanului, băieții, fete, și e foarte, foarte tare pentru că de acum vedem ce avem de făcut, cum ar veni. O să-mi dau și o armura jos. Deci trebuie să găsim informații despre domnul Sinner și despre toți oamenii care lipsesc din serie, pentru că sunt foarte mulți oameni care lipsesc din serie. Hai să strângem la episodul ăsta peste 300 de like-uri, pentru că este un roleplay foarte, foarte șmecher. Și până data viitoare, eu am fost Ase, vă pupă, fratele, vă iubește. Nu uitați că mâine ne vedem cu un nou videoclip. Paftă, lume, pa, pa!